Sanctus, 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 Dominus Deus Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși și stimați radioascultători, se spune că un călător, mergând pe drumul său, a întâlnit la un moment dat o grădină deosebit de frumoasă, plină de flori. În mijlocul acelei grădini era o căsuță, iar în grădină era un bătrân orb care se îngrijea de flori. Uimit de această priveliște, călătorul s-a oprit și l-a întrebat pe acel bătrân orb și a zis: spuneți-mi, dumneavoastră sunteți orb, nu-i așa? Cum se face că vă ocupați de această grădină? Și bătrânul a răspuns: mă ocup de această grădină din 4 motive. În primul rând, îmi place lucrul în grădină. În al doilea rând, îmi place să ating florile mele. În al treilea rând, îmi place parfumul lor. Iar al patrulea motiv, sunteți dumneavoastră. Și călătorul s-a mirat: cum eu să fiu un motiv, nici nu mă cunoașteți? Și bătrânul i-a zis: da, nu vă cunosc, dar știam că într-o zi veți trece pe lângă grădina mea, veți fi fascinat de frumusețea ei și atunci voi avea ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră. Această istorioară poate avea multe interpretări, aleg una dintre ele. Acel bătrân care se ocupă cu pasiune de acea grădină e o imagine a lui Dumnezeu. Cel care se îngrijește de această lume cu atâta pasiune, cu atâta grijă, cu atâta atenție, Dumnezeu despre care noi credem uneori că nu vede, că nu observă, că ne-a uitat, că ne-a părăsit, dar care în realitate e prezent în lume și își desfășoară lucrarea sa. Grădina aceea plină de flori este lumea, este cartea naturii, în care găsim atâtea lucruri minunate prin care putem să ne dăm seama de frumusețea celui care le-a creat. Iar călătorul sunt eu, călătorul ești tu, care uneori atras de frumusețea lucrurilor din această lume, te oprești și intri într-un dialog cu Dumnezeu. Dacă ai o inimă sensibilă și dacă ai un ochi pentru a pătrunde în adâncul lucrurilor. Am ales să încep această predică cu acest exemplu pentru că mi se pare că prefațează bine pagina evanghelică pe care am ascultat-o astăzi din predica de pe munte, din Matei, capitolele 7 până la 5, această magna carta a creștinismului. Acest text pe care orice creștin ar trebui să-l citească mereu, ca pe o lecție continuă, pentru că în predica de pe munte găsim tot ceea ce avem nevoie pentru viața noastră. Acolo găsim expuse principiile creștinismului. Orice găsim în Evanghelia de astăzi, găsim acolo o imagine deosebit de frumoasă a lui Iisus. Iisus care petrecea atât de mult timp în locuri singuratice, în mijlocul naturii, iar din natură găsea imagini și exemple prin care ilustra învățătura sa, învățătura despre Dumnezeu, despre lume și despre oameni. În Evanghelia de astăzi, Iisus vorbește despre providență, despre grija divină. Și pentru a ne ajuta să înțelegem că providența există și că Dumnezeu se îngrijește realmente de această lume și de noi, Iisus folosește două imagini. Prima imagine: priviți păsările cerului, spune Iisus, nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar,
și totuși Tatăl vostru ceresc le hrănește. V-ați gândit vreodată la miliardele de păsări sălbatice care viețuiesc pe această planetă și care, fără să desfășoare vreo activitate de producție a hranei, reușesc să supraviețuiască? Tatăl vostru ceresc le hrănește, ne spune Iisus. Iată, în spatele acestui miracol pe care îl putem vedea cu ochii noștri în fiecare zi, există o rațiune, un plan, o intenționalitate, o grijă care face acest miracol posibil. A doua imagine din Evanghelia de astăzi, imaginea crinilor câmpului. Spune Iisus, iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă străduiți? Observați cum cresc crinii câmpului, nu trudesc și nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată gloria lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iată o altă imagine deosebit de frumoasă. Când Iisus vorbește despre crinii câmpului, evident nu se referă la crinii aceștia pe care îi cunoaștem noi, crinii mari, parfumați, ostentative aproape, cu potirul adânc. Crinii despre care vorbește Iisus sunt niște flori sălbatice, de culoare roșie, iar crinul e considerat floarea orientală a iubirii. Nu este întâmplător că această floare e floarea prin excelență în cântarea cântărilor. Acolo unde mirele spune, eu sunt un crin din văi, ca un crin între spini, așa este prietena mea între fete. Iar crinul era floarea preferată a regelui Solomon, așa cum se vede din decizia sa ca cele două coloane ale vestibulului templului din Ierusalim să aibă capiteluri în formă de crin. Toate aceste nuanțe sunt prezente în acest cuvânt al lui Iisus despre crinii câmpului. Ce miracol este într-o floare! Nu țese, nu trudește și totuși se îmbracă, se înveșmântează atât de frumos. Costache Ioanid are câteva versuri deosebit de frumoase în care surprinde în manieră unică, mi se pare, misterul unei flori. Spune el, nu, în floare e un mister, floarea e un mesager, e un martor, o solie, e un înger din Eden care aduce în valea morții o înaltă mărturie în culoare, în proporții, în mireasmă și în desen. Pornind de la aceste două imagini, păsările cerului și crinii câmpului, Iisus ajunge la o concluzie, argumentând în stilul rabinilor după regula numită Cal Vahomer, adică de la ușor la greu, adică dacă X este adevărat, cu atât mai adevărat este Y. Și spune Iisus, dacă pentru Tatăl din ceruri păsările cerului sunt atât de prețioase, cu cât mai prețioși sunteți voi? Și dacă se îngrijește de crinii câmpului și de iarba care trece, cu cât mai mult se va îngriji de voi, puțin credincioșilor. Un francez traduce voi pitici în credință. Extrem de sugestivă această imagine. Bine spunem noi, dar atunci ce să facem? Să lăsăm deoparte munca și activitatea economică și progresul? Nici de cum. Ceea ce Iisus spune în Evanghelia de astăzi nu e un îndemn la imobilism, la fatalism, la lipsă de implicare. Ceea ce Iisus vrea să ne învețe, vrea să ne avertizeze în fața pericolului de a cădea într-un activism, din dorința de a acumula mereu mai mult și mai mult, de a ne crește conturile din ce în ce mai mult, de a aduna case peste case, de a aduna mașini peste mașini, bunuri peste bunuri. Iar aceste lucruri devin pentru noi un idol care ne absoarbe cu totul și care ne dezumanizează. Iată ce vrea să spună Iisus,
atunci când spune: nu puteți sluji la doi stăpâni. La doi stăpâni. În greacă este cuvântul kurios. Kurios, care înseamnă stăpân sau patron, dar e și termenul cu care este desemnat Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi Dumnezei. Cine este Dumnezeul rival? Este Mamona. În greacă, cuvântul Mamonas e o redare a unui termen ebraic care desemnează banii sau bunurile materiale sau valorile pe care cineva valorile materiale de care cineva dispune, iar prin extensiune înseamnă ceva în care să-ți pui încrederea, ceva în care să te bazezi. Iisus spune: nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon și bunurilor acestei lumi, pentru că cei doi îți vor cere lucruri diferite. Iubiți credincioși și dragi radioascultători, acest cuvânt al lui Iisus despre providența divină și avertismentul său în fața pericolului de a ne lăsa prinși în această idolatrie a bunurilor materiale, iată, ne ajută să dăm lucrurilor din viața noastră adevărată valoare. Nu ne cere nimeni să ne grijăm total viața materială și să ne consacrăm numai meditației și rugăciunii, așa cum au făcut unii mistici sau asceți. Dar nici nu este bine să ne lăsăm total acaparați de preocupările materiale, așa cum fac astăzi din ce în ce mai mulți oameni, pentru care nu mai există Dumnezeu, nu mai există slujbă duminicală, nu mai există rugăciune, nu mai există timp pentru o meditație de tip religios. Toți trebuie să fim în stare să lucrăm, să câștigăm cele necesare, dar în tot acest timp trebuie să ne lăsăm luminați de credință. Trebuie să fim implicați în lume, dar trebuie să trăim în același timp o viață spirituală. Spune Iisus în Evanghelia de astăzi: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga. Când îl punem pe Dumnezeu în centrul existenței noastre, mai presus de toate dorințele și interesele personale, în noi se vor produce transformări mari și vom deveni altfel de oameni. A-L pune pe Dumnezeu în centrul vieții înseamnă a-ți găsi un punct de sprijin de neclintit. Iar dacă ai găsit acest punct de sprijin, vei fi totdeauna tare, vei fi totdeauna puternic, vei fi totdeauna în stare să treci peste dificultățile vieții prezente și să înțelegi scopul pentru care Dumnezeu te-a creat. Iată un adevărat motto pentru orice creștin: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga. Lăudați să fie Iisus Hristos! Benedictus qui venit in nomine Domini, o sanctus.